Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi Alianța pentru Unirea Românilor face o conferință de presă săptămânală care, începând cu această săptămână, va fi una obligatorie pentru fiecare zi de joi. Doar pentru această săptămână am fixat ziua de vineri pentru că am avut probleme tehnice de pregătire specială a acestei conferințe de presă, înaintea căreia a fost organizată și ședința biroului politic și ședința Consiliului Național al Alianței pentru Unirea Românilor, pentru care și am fixat această zi și această oră de a ne întâlni. Aș vrea să vă fac o scurtă prezentare a activității Alianței pentru Unirea Românilor, Partidului AUR, care este parte a Alianței pentru Unirea Românilor din România. Partidul Alianța Românilor din Republica Moldova este un subiect juridic aparte, dar este un partid care are și în România un partid mare, așa cum și Basarabia, fiind mică, are peste prut o țară mare. Vreau să vă comunic despre activitatea Alianței pentru Unirea Românilor pe ambele maluri ale Prutului în perioada imediat precedentă. E vorba de Vara Românilor, un proiect pe care l-am avut în această vară. Toți deputații și senatorii Alianței pentru Unirea Românilor au făcut la pas toate județele, toate comunile din țară, pentru a vedea nevoile cetățenilor, întrucât presupune că venind la guvernare, peste un an jumătate, nu va fi timp pentru a face acest lucru, ci de a procede imediat la soluționarea acestor probleme. Acest proiect a fost multiplicat de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor și în Republica Moldova. La fel, Alianța pentru Unirea Românilor în România a prezentat pentru prima dată în istoria României un program de guvernare cu un an și jumătate înainte de a veni la guvernare. În luna mai am înaintat acest draft de program de guvernare și toată vara și până astăzi acest program se completează cu propunerile venite din teritoriu. Este un exercițiu absolut nou pentru politicul românesc. Este bun de luat ca exemplu și pentru cei de la Chișinău. În cadrul acestei veri destul de fierbinți pentru la direct și indirect pentru Alianța pentru Unirea Românilor, a fost și o campanie nouă a autobuselor, mașinilor amenajate ca spital pe roți. Dacă țineți minte, la începutul mandatului nostru am vorbit că Alianța pentru Unirea Românilor nu va ridica subsidii din partea statului, nu va folosi banii pentru dezvoltarea partidului, pentru interesele de partid, ci pentru interesele cetățenilor. Și anume și-a propus să construiască un spital. Nu ni s-a permis, legea nu permite acest lucru, de aceea am găsit o altă soluție, am făcut un spital pe roți. Și el astăzi face calea celor mai îndepărtate comune din țară, în așa fel, nevrând
cei de la guvernare să ne permită să facem un spital staționar. Am făcut un spital pentru românii cei mai departe de aceste servicii de calitate. Adică am volens nolens, ne-au făcut și un serviciu pe care noi îl folosim în interesul românilor. La fel am avut tradițional deja, pentru că e a doilea an, o campanie de asigurare a familiilor socialmente vulnerabile cu ghiozdane de școală pentru a motiva copiii să meargă la școală. În așa fel, trecând prin aceste exerciții, Alianța pentru Unirea Românilor din țară este astăzi pe primul loc în intențiile de vot a românilor. Mai ales după ce în 22 iulie, cu un an înainte de alegerile europarlamentare, Alianța pentru Unirea Românilor și-a prezentat echipa de candidați la europarlamentare, a fost un șoc pentru politicul din România. Pentru prima oară s-a întâmplat așa ceva, iar acești candidați trebuie timp de un an de zile să demonstreze că merită această funcție, că sunt capabili să aducă plus valoare românilor și României. Să așeze România la masa egalelor în Europa Unită. Acestea fiind spuse, aș ruga să detalieze cineva din colegii mei, dacă doresc, cu referință la raioanele de interferență între Vaslui și Chișinău, sau în special pentru Republica Moldova. Doamna Veronica. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este foarte îmbucurător pentru că în România s-a născut un partid care se gândește pentru români, lucrează pentru români și își sacrifică timpul pentru a schimba România spre bine. Programul de guvernare AUR în 15 puncte este, cum a spus domnul președinte, completat zi de zi după ce se identifică problemele în teritoriu. Acest program îl așteptăm și la Chișinău, pentru că facem parte din România Mare și publicul din Republica Moldova, îndeosebi unioniștii, trebuie să-și cunoască care sunt pașii pentru a ridica România din genunchi. Lansarea candidaților la europarlamentare, într-adevăr, a fost un succes. Fiecare român studiază capacitățile, potențialul candidatului și vine cu critici sau cu laude, iar Alianța pentru Unirea Românii nu are decât să-i aleagă pe cei mai buni și să-i trimită în Forumul European pentru a adopta legile și toate directivele în care să aducă bunăstare în România. Despre caravana medicală, evident, s-a vorbit foarte mult, a fost pusă foarte multe piedici, însă atunci când este dorință, este ambiție, se obțin rezultate. Am să vorbesc despre, fiind parte a Alianței pentru Unirea Românilor și din organizația locală județeană Vaslui, am simțit ce înseamnă caravana medicală în acest județ care este plin de sărăcie, mai ales în orașul Negrești, unde este cel mai sărac oraș al României. Oamenii bolnavi, vârstnicii, au venit cu mare drag față de aceste servicii medicale și este de menționat faptul și tot respectul nostru față de medicii voluntari care și-au sacrificat propriul timp, propriul interese de a petrece proprii copii, dar au venit și au făcut asistența medicală, au îndrumat bolnavii către tratamente și le-au dat o speranță că se poate. Evident că ne dorim și să treacă prutul această caravană medicală. Cum a trecut și smurdul, da, deci noi vom face aici de la Biroul Național de Politică al AUR-ului din Republica Moldova, clar că vom încerca să obținem și noi aceste beneficii pentru cetățenii noștri, oricum suntem aceiași români. În parte ce ține de ghiozdănelul, așa cum ne place nouă să le spunem, deci în Republica Moldova a luat amploare anul acesta, chiar dacă în anii precedenți a fost într-o măsură poate mai restrânsă, mai solidă anul acesta, deci 100 de familii social vulnerabile
și-au primit ghiozdănelele pentru copii, pentru ca să-i trimită la școală. Este de menționat faptul că s-au implicat organizații locale AUR, care ne-au pus la dispoziție listele acestor copilași. Am mers în teritoriu, i-am salutat, le-am dat o mânuță caldă cu, împreună cu domnul președinte și întregul birou politic. Am văzut acea speranță și mulțumire pe echipul copiilor și ne-a dat și nouă încredere, pentru că suntem pe calea cea corectă și fiecare acțiune în favoarea acestor copii vor aduce la un viitor frumos. În Republica Moldova, la fel, s-a făcut pas cu pas vara aceasta, aceeași vara românilor, deci mai mulți membri a Biroului Național Politic am mers în localități, am identificat problemele și am căutat soluțiile pentru români. Evident, am lucrat și asupra formării organizațiilor locale teritoriale, pentru că asta și este scopul nostru, să creștem zi de zi. Am identificat foarte oameni frumoși, oameni care vor să rămână acasă, vor să facă schimbarea și vor o unitate. Având principal obiectiv în statut, deci unitatea teritorială, adică reunificarea cu România, indirect avem și obligația de a face unitate între românii din Republica Moldova. Și aceste conferințe de presă au și scopul de a vă comunica ce facem, ce întreprindem și să încercăm să vă convingem că Alianța pentru Unirea Românilor este unicul partid care poate obține reunificarea. Am să rog președinte, domn președinte, să continue cu celelalte întrebări de pe ordinea acestei conferințe. Stimată audiență, dragi prieteni, noi venim în fața domniilor voastre odată cu startul campaniei electorale în Republica Moldova a alegerilor pentru alegerile locale generale, cu un comunicat deloc ușor elaborat și discutat în echipa noastră, dar venim în ultima instanță cu următoare declarație. Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova nu va participa la alegerile locale generale declanșate la 5 noiembrie 2023. Republica Moldova traversează o perioadă politică deosebit de complicată, fiind poligon al manipulărilor și dezinformărilor realizate pe fondul războiului nedrept, nedeclarat de al Rusiei împotriva țării vecine Ucraina. Din păcate, timp de un an și jumătate de când a început acest război, autoritățile de la Chișinău nu reușesc să controleze spațiul informațional ce este infestat de propaganda de război a Federației Rusiei. Dar nici nu controlează utilizarea ilegală de către forțe oligarhice din solda Kremlinului a milioanelor de dolari destinate cumpărării alegătorilor. Exemplul din cadrul alegerilor recente din regiunea de sud a Republicii Moldova, unde exponenții condamnatului fugar Ilan Șor au cumpărat voturile oamenilor din Uta Găgăuzia, înscămânând un bașcan de Mucava, demonstrează că autoritățile de la Chișinău sunt depășite de situație și nu pot asigura alegeri libere și corecte. Ori nu pot exista alegeri libere și corecte când sunt utilizați bani murdari. În alt plan, dar în aceeași operă, s-au activizat subit cu ocazia alegerilor locale și se implică personal și prin interpuși persoane și partide pentru manipularea alegerilor, partida oligarhică și deghizaților pro-europeni. Vlad Plahatniuc, Ilan Șor și declarații unioniști Vlad Filat, Ivan Ceban, pompând în acest sens sume importante de bani, care având în vedere sărăcia din Republică, își vor face cu siguranță efectul. Mai mult decât atât, acest lucru se
întâmplă sub privirea impasibilă a guvernării PAS, surdă și oarbă la zecele de semnale apărute în presă. AUR va depune tot efortul spre coagularea forțelor unioniste din Basarabia, într-o coagularea energiei pozitive spre cauza sfântă a reîntregirii țării. Suntem siguri că acest exercițiu electoral viciat va limpezi pentru basarabeni tabloul unui stat eșuat, deschizând calea imperioasă a reîntregirii. Iar cei de la guvernare vor sesiza că unica soluție de integrare europeană este reîntregirea cu patria mamă România, membru UE și NATO. În aceste condiții, când statul a devenit un stat fără câini, Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova consideră alegerile locale generale viciate din start și nu va participa la acest exercițiu. Acestea fiind spuse, stimați și dragi ascultători, este o poziție care e greu de explicat pentru un partid obișnuit, dar este o poziție a unui partid absolut de o nouă factură, care nu se gândește la rezultatele imediate, la interesele partidului de grup, dar se gândește la interesele cetățeanului. Noi suntem încrezători că această poziție a noastră va fi exemplificată prin rezultatul acestui exercițiu electoral și dumneavoastră, cei care cu adevărat simțiți, vorbiți românește, o să vă orientați în următoarele exerciții electorale din țara noastră, România, și din Republica Moldova. Vă mulțumim mult și până la o nouă reîntâlnire.